Și acum continuăm și partea cea mai inteligentă. Da. Partea de bună credință care i-a dat sfatul, nu s-a gândit ca ei, prieteni, o să ducă și o să facă așa ceva. Și acum plânge cu lacrimi de crocodil, uite așa, că i s-a stricat viața cumva. Știi? Și trece timpul. Și mai trece un pic timpul. Și dă seama și începe să facă scandal că nu i-a ieșit ce trebuia. De fapt. Bun. Acum, în viață, alt sâmbure de adevăr. Păi dacă ăsta e cu asta, începe fata de la resurse. Corect? Corect. Ia să încerc și eu cu ăsta la altul de la scara cealaltă. Numai că fata de pe copertă, din revista de adulți, de pe poster, din interiorul revistei de adulți, s-a dus în partea cealaltă, la scara cealaltă. Bineînțeles, a fost un experiment, probabil, nereușit. Pentru că băiatul, la un moment dat, și-a dat seama. Păi bă, vin toți ăia peste ea. Păi bă, așa. Așa că a renunțat la acest experiment. Ia tu înapoi ce mi-ai dat, pentru că el vroia ce aveam eu, știi? Na, acum ai luat sâmbure. Deci, a venit fata care a pozat într-o revistă pentru adulți, pe copertă, pe poster, în interiorul revistei de adulți, îmbrăcată, dezbrăcată, dezmierdată, fotografiată, plătită și toate cele, ce are? Este un job. Nu? Și acum încearcă din nou să-mi arunce mie sub covoraș mizeria lor. Ia ia-s tu aia. Păi dar ce... Am zis eu că vreau așa ceva? V-am spus eu că sunt cu ea sau ceva de gen? Doamne, măiculița, domnule. Mai trece un timp. Fata de la resurse umane. Păi să nu mă duc eu acolo, l-ajut pe celălalt să-și facă casă cu mine. Pentru că, na, acum, vinovatul sunt tot eu de vină că cine a pus bot. Na, că n-am pus nici botul la acel sfat. Dacă trebuie să faci ceva pentru o fată care a pozat în reviste pentru adulți, pe copertă, sub copertă, în copertă, pe poster, decât să mergi la o fată la colț de stradă și să o plătești, mai bine mergi în altă parte. Extraordinar. Da? Numai că în timpul celălalt, colegul din colectivul respectiv, au decis altceva. A decis altceva. Mă duc eu, că e mai bine. Ia. Foarte bine. Ce bine mă simt lângă tine. Și așa îmi plăceai de mult și nu știu ce. Când el nu dă nici măcar o perlă pe mata. Interesant, dar n-am ce face. Bun, și acum, dacă ăsta e cu aia și ăsta e cu ailaltă, noi ne vedem la supermarket la Cocoș și să nu mai țip să urli în timpul nopții și în timpul zilei. Da, sau crezi tu?
Noapte de noapte e liniște pe pământ, dar nu-mi plăiești pe strada Ion Maiorescu, unde eu și tu trăiești. Interesant, nu? O zi plăcută în continuare.